Bun găsit la știrile Alfa Omega TV, știrile care te țin la curent cu ce se întâmplă în lumea creștină din România. Vrem să fim o sursă credibilă de informații, dar totodată vrem să fim parte și martor la lucrarea lui Dumnezeu în România. Împreună analizăm ce se întâmplă în jurul nostru și abordăm evenimentele dintr-o perspectivă creștină. Rugul aprins a fost organizat și anul acesta în județul Bihor. Întâlnirea de rugăciune pe munte s-a desfășurat în zona comunei Șuncuiuș, pe malul Crișului Repede. Rugul aprins, inițiat în 2005, este un eveniment unic pentru lumea creștină din țara noastră. Vă invităm să urmăriți reportajul realizat cu ocazia ediției din acest an. Întâlnirea de rugăciune pe munte Rugul aprins, organizată anual în județul Bihor, a avut loc în localitatea Bălnaca, pe raza comunei Șuncuiuș. Organizatorii au declarat că la ediția 2022 mulți oameni au avut parte de vindecări și victorii personale. A fost, aș putea spune, un rug aprins al slavei manifestate prin victorie. Este bine să avem astfel de mărturii ca să știe fiecare că Domnul lucrează și astăzi cu semne și minuni. Deci a fost, să zic așa, un rug aprins al victorilor, al miracolilor și în fiecare zi am auzit mărturii când Domnul a intervenit, chiar aici rugul aprins. Pe aici oamenii se vor ruga, bolnavii vor primi vindecare, păcătoși și iertare, părinții vor primi speranțe că familiilor vor fi mântuite. Și alții care încă n-au legământul cu Domnul vor avea șanse să facă legământul cu Domnul. Un element comun în mesajele vorbitorilor a fost puterea de transformare a cuvântului lui Dumnezeu. Am văzut, fără să ne vorbim noi între noi vorbitori, am văzut că Duhul Sfânt ne-a călăuzit în aceeași direcție și să înțeleagă fiecare că avem nevoie de Cuvântul Dumnezeu ca să ne transforme conform caracterului Hristos. Pe parcursul celei de 18-a ediție a Rugului Aprins au fost înălțate rugăciuni de binecuvântare a României. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, venim să frângem acum jugul acesta al idolatriei de peste România, în numele Domnului Iisus Hristos, și ne întoarcem fața spre Tine, Iisuse, și te declarăm pe Tine singurul Domn și Stăpân al României. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, ne rugăm pentru vindecarea rădăcinilor acestei națiuni și în numele Domnului Iisus, Doamne, tot ce este corupt iese afară din această națiune, în numele Domnului Iisus Hristos. Cerem vindecarea Ta, Doamne, peste esența acestei națiuni, cerem vindecarea Ta peste inima acestei națiuni și cerem o întoarcere în puterea Duhului Tău cel Sfânt pentru țara aceasta, Doamne, către Tine, Doamne, în numele Domnului Iisus. Îți mulțumim, Doamne, pentru cine ești Tu, Doamne, pentru că vrei să faci din România o țară de dorit, de locuit. Doamne, toată puterea este a Ta. Chemăm îngerii trezirii în România, Doamne. Chemăm îngerii puterii Tale, Doamne, în ajutorul acestei națiuni. Chemăm îngerii puterii Tale, Doamne, care să trezească această națiune și să o aducă, Doamne, cu adevărat la picioarele Tale, Doamne, în închinare, Doamne, și în adorare. Te iubim, Iisuse, și Tu ești Domnul nostru, acum și în vecii vecilor. Amin. Întâlnirile de rugăciune Rugul aprins din județul Bihor aduc împreună creștini de diferite confesiuni. Este un loc liber unde Dumnezeu a rupt zidurile dintre confesiuni și lucrează liber pentru toți din toate confesiunile. La această lucrare participă nu numai penticostali sau nu numai baptiști, participă și ortodoxi, participă și reformați, participă și oameni care probabil până acum am spus eu nu cred în Dumnezeu. Cei prezenți au fost îndemnați să asculte de Dumnezeu, să se sfințească și să-și mărturisească păcatele. Mie să spui, Doamne, gura mea e a Ta, ochii mei sunt ai Tăi, mă dăruiesc Ție, sfințește cu focul Tău viața mea, curăță-mă cu desăvârșire și Dumnezeu va lucra în viața Ta. Vrei să faci lucrul ăsta, va trebui să fii radical. Mai prefer să plec cu inima curată și cu trupul spărat de o apă curată decât să știu că am încă provocări și știu că trec prin greu, nu e nicio problemă, dar mi-e inima curată, că cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Astăzi am auzit despre iertare, care e foarte important pentru orice creștin, orice mișcare, oricine care crede în Hristos. Suntem parteneri de mai mulți ani de zile. Am văzut slava Domnului chiar în acest an, chiar la atâtea împotriviri, Dumnezeu a dat izbândă și am văzut oameni transformați, oameni care au încercat să lase lucrurile și să nu le mai acuie înapoi. De asemenea, la întâlnirea de la Bălnaca s-au făcut rugăciuni pentru vindecare și restaurare și ungeri cu unt de lemn. Participanții au mărturisit experiențele trăite. Vin oameni împovărați cu diferite întristări,
necazuri, amărăciuni, greutăți care apasă, aici să golesc. Domnul Iisus m-a binecuvântat cu acest copil care este dovadă. Eu nu puteam să rămân însărcinată și în anul 2010 am fost la rugul aprins la Ponoară și m-am rugat Domnului și am crezut că Dumnezeu poate să mă vindece să am un copil. Și este foarte bine în prezența Domnului, ne bucurăm, abia așteptăm să vină ziua când să plecăm la locul aprins. Să ne bucurăm cu frații și simțim prezența Domnului. Am venit să mă umplu de prezența Domnului, să mă bucur și să cresc în relația cu El și în dragostea Lui. În cele 4 zile ale evenimentului Rugul Aprins, mesajele au fost amplificate prin canalele oferite de Alfa Omega TV, partener media din 2009. Unul dintre vorbitorii prezenți an de an la întâlnirile de rugăciune Rugul Aprins este pastorul Răzvan Mihăilescu de la Biserica Râul Vieții din București. El a vorbit despre locul acestui eveniment în dinamica spirituală a României și despre lucrarea Domnului în țara noastră. Rostim peste România când își împlinește destinul. În numele Lui Iisus, oriunde ai fi, ridică-ți mâinile și mijlocește pentru țară. Oriunde ai fi, binecuvântează zona în care ești, oriunde ai fi, dacă ești în Irlanda, dacă ești în Austria, dacă ești în America, oriunde, binecuvântează zona aceea unde sunt români. Am fost chemați să aducem savoarea lui Dumnezeu în toate locurile unde pășim. Știi cum te va vindeca Dumnezeu când te vei ruga pentru vindecarea altora? Știi cum te va binecuvânta Dumnezeu când te vei ruga pentru binecuvântarea altora? Încearcă. Trebuie să terminăm cu egoismul și cu rugăciunile personale. Mie să-mi dai, pe mine să mă ridici. Nu. A ta este slava și împărăția și gloria. Umple România de slava ta și de cunoștința slavei superioare. Care e slava superioare? Slujba aducătoare de viață e mai cu slavă decât slujba aducătoare de moarte. Rostiți viață oriunde sunteți, din locul tainic, și Dumnezeu vă va asculta. Toți cei ce cred să zică amin. Eclesia Summerfest are loc în perioada 16-18 august la Arad. Marți, miercuri și joi, începând cu ora 20, participanții vor avea parte de închinare, mesaje care îi vor apropia de Dumnezeu și comunitate. Marți 16 august vor fi prezenți pe scenă trupa de tineret a Bisericii Eclesia și trupa de închinare a BBSO alături de pastorul Cristi Sonia. Miercuri 17 august merge la Arad Călinciupe de la tabăra 477 and Band, dar și Faith Christian Church, iar mesajul va fi adus de pastorul Matt Hines. În ultima seară, alături de Eclesia Worship și Faith Christian Church, vor avea parte participanții de un timp de închinare special, iar cuvântul va fi predicat de pastorul OTT Pay. Toți cei care vor să se închine lui Dumnezeu alături de acești invitați sunt așteptați la Eclesia Summerfest la Arad în perioada 16-18 august. Suntem la domeniul Lupaș. Pe acest teren superb va avea loc evenimentul Eclesia Summerfest. Între 16 și 18 august, împreună cu mii de oameni, împreună cu trupe de renume din țară și din străinătate, îl vom glorifica pe Dumnezeu cu toată inima. Ziua de joi din 18 august va fi o zi specială pentru Eclesia. Aici vom celebra împreună 9 ani de existență a bisericii noastre. Vom fi împreună cu corul Eclesia, cu bandul Eclesia, cu trupa Eclesia Worship, cu mică orchestră și vom da tot ce avem noi mai bun spre gloria lui Dumnezeu. Vino și tu alături de noi între 16 și 18 august la Eclesia Summerfest. Va fi un festival de muzică în care Iisus Hristos va fi onorat. Te așteptăm! Educația copiilor poate însemna pentru unii comoditate, însă lumea virtuală sau comoditatea nu este soluția unei dezvoltări sănătoase a celor mici. Royal Rangers este o organizație creștină de cercetași și face parte din tradiția mondială a cercetașilor. Aceasta este înrădăcinată în aventură și tovărășie, învățându-i pe copii să devină independenți, promovând dezvoltarea caracterului și un puternic simț al responsabilității.
Sunt liderul postului 9 din Baia Mare, de la Royal Rangers, care este o mișcare de cercetășie. Acest program acoperă vârstele copiilor de la 6 ani până la 18 ani. Promovează în special acea învățare făcând, learning by doing, spune în engleză, adică totul are de-a face cu lucrurile practice ale vieții. Urmărim dezvoltarea fizică, dezvoltarea socială, dezvoltarea intelectuală și dezvoltarea spirituală. Este o formă de educație informală. Educația de astăzi i-a învățat pe mulți comoditatea. Viața reală nu este despre asta. Spunea cineva, până nu am venit la Royal Rangers, mai mergeam prin pădure și vedeam copaci. Atât, copaci. Acum știu ce înseamnă un mesteacăn, că dacă iau coaja de mesteacăn, e combustibilă și ușor, mă ajută ușor să aprind un foc. Foarte mulți din copiii și tinerii de astăzi cresc într-o lume virtuală, doar visează lucruri între ele nerealizabile sau nerealiste și au nevoie să vadă lucrurile. Au nevoie să perceapă lucrurile din sfera practică, din sfera vizibilă, să fie atenți la ce se întâmplă jurul lor. Și Royal Rangers este, aș spune, este o soluție pentru asta. Esența cercetării este meritocrația. Deci aici se promovează meritocrația. Pentru că e normal să crești și să ieși din zona de confort și e normal să îți depășești limitele și e normal să fii mentalitatea asta. O persoană care a fost înrolată câțiva ani într-un program de cercetărie știe ce înseamnă responsabilitatea personală, știe ce înseamnă munca în echipă, sunt diverse valori pe care această lucrare de cercetășie le promovează pentru copii. Scopul nostru este și dorința noastră este să-i ajutăm pe toți să-și depășească limitele. Adică mi se pare un lucru esențial. E vârsta în care trebuie să visezi că vei schimba lumea. Una dintre dimensiunile importante pentru mine personal, pe care am văzut-o, formează în copii profile de lider. Pentru că învață multe abilități administrative și abilități de conducere. Personal, cred că părinții ar trebui să profite de această oportunitate și să-și aducă copiii la Royal Rangers. Un copil nenăscut nu are aproape nicio șansă în fața chiuretei ginecologice, la fel cum o femeie care este în criză de sarcină nu are aproape nicio șansă în fața chiuretei sociale, care ia forma lipsei oricărui ajutor. Avorturile la cerere sunt făcute aproape majoritatea dintr-o lipsă de alternative care vine din lipsa de sprijin exterior. Ca și creștini, trebuie să ne întrebăm cât de mult ne pasă de femeile în criză de sarcină și cât le ajutăm concret într-o societate în care cântărește atât de mult egalitatea de drepturi. La Alfa Omega TV încercăm să atragem atenția asupra acestui subiect și să ne reamintim că fiecare copil e un dar către lume pe care suntem chemați să-l ocrotim, sprijinind mama care îl poartă. Situația avorturilor în România, începând cu anul 1958 până în anul 2020, este de peste 23 de milioane de cazuri. Dacă în perioada comunismului practica era una interzisă, în zilele noastre este ceva comun și chiar un drept pe care femeia îl are. În România, legea are trei condiții pentru efectuarea unui avort. Sarcina să fie până în maxim 3 luni, asta înseamnă 14 săptămâni, e o condiție. Cealaltă condiție, cel care face procedura să fie autorizat să facă, să aibă competența să facă această procedură, adică să fie medic în principiu. Și locul unde se desfășoară procedura să fie un loc avizat. Oricare dintre ele nu-i respectată, intră sub incidența legii penale. Un mic asterisc aș vrea să fac. Momentul ăsta diferă de la țară la țară. Sunt țări la care, discuția oarecum etică și filozofică din spate s-a tranșat ca
dreptul la viață începe din momentul nașterii, nu din momentul concepției, și atunci, mergând retrograd pe principiul acesta, unele țări au inclus în legislație inclusiv avortul de trimestru 2-3, late term, da, într-un stadiu mult mai avansat. Există țări și în Europa în care se poate face avort până la 40 de săptămâni. Există un raport pentru drepturile reproducerii care a fost adoptat în Parlamentul European în urmă cu un an sau doi. Și unul din lucrurile care se încearcă să se statueze acolo este faptul că această procedură de avort este un drept, da, un drept, că ar trebui asigurată tuturor femeilor fără îngrădire, fără prejudecăți, fără ca să trebuiască să facă eforturi foarte grele, că mari, ca să ajungă la această procedură, deci ar trebui să fie accesibilă, sigură, și este statuată ca și un drept. Femeile recurg la acest gest din diferite motive, însă sunt mai multe organizații care consiliază femeile în criza de sarcină și care le ajută să păstreze bebelușul. În general, când o femeie rămâne însărcinată și intenționează să-și facă întreruperea sarcinii, nu discutăm de motive medicale. La mine în cabinet, în general, nu prea puțin ajung discuțiile colaterale ale situației. În general sunt probleme economice, de genul mai am 3 copii acasă, abia îi hrănesc pe ăștia, ce se mai pun în gură și la al patrulea. Cel cu care am, soțul cu care am făcut copilul m-a părăsit, tocmai m-a părăsit, ce să fac? Și tot felul de situații de genul ăsta, și cred că la nivel de eficacitate, asociațiile care consiliază femeile și care se preocupă nu numai de, să zic, partea medicală, cum ne ocupăm noi, la noi timpul e scurt, ai consultații, vine următoarea pacientă, nu poți să stai la discuții, la mai multe lucruri, dar cei care au asociații și se ocupă de femeile care intenționează să facă avort și așa, se ocupă și de aspectele economice și de aspectele psihologice și de fac consiliere, o consiliere mai complexă, care înseamnă mai mult decât un simplu act medical. Și cred că da, funcționează. Sunt multe femei care au ales să păstreze sarcinile și au făcut copilaș ca urmare a ajutorului primit. Totuși, sunt medici în România care refuză să facă avorturi și încearcă să concilieze pacienta să renunțe la această procedură. Nu fac avorturi și nu susțin procedura asta. Pacientele care ajung la mine și, în general, cele care ajung la mine știu că nu fac, dar ajung și care nu știu aspectul ăsta, și dacă îmi solicită lucrul ăsta, în general le sfătuiesc să nu facă, în general le sfătuiesc să reconsidere, să-și ia timp, să se gândească, să vorbească cu soțul sau cu partenerul de viață. Nu cred că corectitudinea politică e un motiv să renunț la dreptul la viață. Eu cred că dreptul la viață e mai important decât corectitudinea politică, dar, repet, dreptul la viață, foarte multe societăți l-au tranșat legat de momentul nașterii și atunci automat legislația s-a adaptat, automat drepturile se adaptează la chestiunea asta. Copiii sunt un dar de la Dumnezeu, ne spune Biblia. Într-o lume plină de controverse, un bebeluș poate însemna o binecuvântare. Iar noi, ca și creștini, suntem chemați să pledăm pentru drepturile celor nenăscuți. Ca de obicei, vrem să vă lăsăm un îndemn la rugăciune pe final de emisiune. Astăzi vă propun să ne rugăm pentru determinarea noastră de a ne apropia de Dumnezeu, de a-L auzi și de a-L asculta. Să ne rugăm pentru o pocăință reală, pentru cuvântul lui Dumnezeu în noi, restaurarea rugăciunii în puterea Duhului Sfânt, pentru revelație, discernământ și să avem dragostea lui Dumnezeu în noi. Sunt câteva din motivele de rugăciune ale lunii august, care se găsesc pe site-ul Rețeaua de Rugăciune pentru România, unde vă puteți abona pentru a primi online sau prin poștă motivele de rugăciune specifice lunii respective. Acestea au fost știrile Alfa Omega de astăzi. Puteți urmări cele mai noi știri și reportaje creștine accesând pagina noastră de Facebook, Știrile Alfa Omega TV, pe site-ul nostru alfaomega.tv, secțiunea Știri Creștine, sau pe noul canal de YouTube dedicat știrilor Alfa Omega News. Ne revedem săptămâna viitoare la știrile Alfa Omega TV. Sunt Alina Muntean, pe curând!